tare, mamă, dar ce urât este. No, dar pune. Dar trebuie să pui telefonul invers ca să mă văd, fii atent. Ioi, mă, dar cum pui? Eu nu te văd încă. Asta e problema mare. Eu nu te văd încă, să știi. Punem căștile de 10 euro ieftine. Că trebuie să pui cam... E bun și Samsung ăsta ceva, aștept eu când a cumpărat. Așa, mă. Perfect, așa că ai schimbat nasul, nu? Da. Așa e, bă, că numai într-o parte. Ia îmi place să filmez cu camera din față, că stă nasul drept. Dacă pui cu asta normală, cum vede lumea, e strâmb și nu-mi place. Tătă-i numai într-o parte, mă. Hai, dăm drumul sau vrei să facem exerciții de alea, cum am făcut și cu paralelul. Curată spatele de bine. Bine, atent, eu ți-am dat ție camera, tu la cameră să mă vezi aici, pe mine o să mă vezi că eu fac tot timpul așa, pentru că eu am trei monitoare. Da, pe ăsta principal, unde am și camera aici, nu văd nimic, aici te-am pe tine, aici am programul și o să mă uit mereu să văd dacă programul e ok, dacă merge, înțeles? Ok. Vă salută fratele Conacu și bine v-am găsit la un nou episod de podcast din seria noastră cu podcast, că vă place foarte mult și o apreciați și îmi place că dați like și dați comentarii și vorbiți și aveți acolo, bă, dați-mi comentarii, dați-mi like-uri, dați-mi de toate și cel mai important, dați-mi sugestii de oameni pe care să-i chem la podcast, pentru că dăm de tot felul de oameni frumoși și urâți, o să vă povestim și de oameni urâți, dăm și de oameni frumoși, dăm moldoveni cum e Marius. Se poate înjura. Da, da. Ok, te înjur mai încolo. Dați like acolo că a început clipul, podcastul ăsta blană, o să vă placă ce vorbesc cu Marius. El este un Pumător. TikToker, este primul TikToker de la acest podcast, am tras un pic să-l aduc aici. Mi-am văzut pe Omegle și am zis, bă, vii la podcast, vii, mă. El este nimeni altul decât Telcean Marius. Pe Ardelean, TikTok, Ardelean nu moldovean, mă fută-l, franțu, ca să, băi, să nu se confunde, pentru că Marius nu este un moldovean și nu este un gurubulan, da? Și nici ungur. Și nici ungur și nici un gurubulan, așa că începem podcastul, apăsați butonul de lichean acolo, forță rău de tot, urmăriți-ne pe Instagram, la Jegosul Suprem și la... Telcean Marius, Ardelean. Telcean Marius aici, Ardelean, tot, băi, tu zici mereu că ești Ardelean, am înțeles, bun. Băi, mai nenorocit pe Omegle, bătăi Moldovea mai făcut, bă. Nu e problemă, băi, Marius. Dacă ceva, pentru ăștia care se comentează că am dinții greble și nasul strâm, am zis eu dinainte, să nu mai comentați. Am înțeles, bă, îmi place de el că e miștocat. Cum am zis de fiecare dată, am trei întrebări, o să încep cu una care nu e întrebare. Și apoi vorbim liber. Descrie-te într-un minut. Adică patru. Într-un minut, nu într-o secundă. Haide, pula. Sunt o fire foarte sociabilă, îmi plac mult fetele, nu-mi plac băieții de specificat, sunt foarte amuzant când filmez, neamuzant când nu filmez. Îmi place să mănânc foarte mult, se vede pe greutatea mea. Îmi place să-mi las mustață, că semăn cu Fuego, cu Miguel, pardon. Ce aș mai putea spune? Sunt un alfabet, în mare parte descrierea mea de pe TikTok cu ați, gata, pui liniuță, gata, nu pui liniuță. Gata, 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 n-ai emoții, mă. Câți ani ai? 26. Asta să mă gândesc un pic și zice că am făcut 26 și era obișnuit că mă întreba lumea câți ani ai, 25, deci 25. Deci ești cu un an mai mare ca mine, am 25. De unde ești, de loc? Unde te-ai născut? În Șură. În Maramureș. În Târgu Lăpuș, n-au auzit nimeni, dar ok. În Șură? Hibriel? Da, mult, nu, nu eu în Șură, alții, bă, care cunosc eu. Pe care cunosc eu. Nu zice că care, că pe care. O să fie cel mai tare podcast, mă jur. Și acum, unde ești? Pe scaun, în Germania. În Germania? Nu-s la Sparanghel, dacă vrei să mă întrebi asta. Nu la Sparanghel. Nici la Roșii. Dar la ce ești? Șomer acum. Ești șomer, ești în șomaș tehnic, mi-ai zis mie. Stai să dau și un pic. Lumină mai încet, așa puțin. Bun. Profesia ta... Deci îmi vine greu profesia ta, mă rog, profesie. Ceea ce faci tu acum, ceea ce te-a făcut pe tine mai cunoscut față de lucrul tău, să zicem așa, e prima dată când zic că nu ne leagă chestia YouTube-ul. Deși ar putea să ne lege, dar nu prea faci YouTube. Tu ești TikToker. Tu ești TikToker. Povestește-mi cum te-ai apucat de TikTok, de unde a venit ideea de TikTok, de ce te-ai apucat și de ce te-ai lăsat. Bă, în mare... Nu m-am lăsat, bă. Azi, numai că postez mai rar. Ideea cu TikTok-ul. În mare parte așa a început toată lumea. Așa am auzit eu pe live-urile lor.
ascultați că e foarte adevărat. Bă, în fiecare dimineață, timp de două săptămâni, un coleg de-a meu stă strătie pe scaun de afară în timp ce e fumat țigară și stă ca prost. Face așa. Nu te bă, ce faci acolo? A, e TikTok, ce știi tu? Ce pula mea la TikTok, bă? Ok, mi stă din aplicația TikTok. Coaie, e prostez. Eu am urmărit o fată. Nu știu cine e fata incenzua de azi, că eram curios să-mi amintesc, dar nu sunt. Bă, și eu eram nervos de ce mi-apare numai fata aia pe TikTok. Dar nu știam că e la urmărești. Da. Ce vreau să zic cu chestia asta? Deci stai de aplicația. Pula mea, numai o persoană mi-apare. Ce e aplicația asta că numai o persoană lui? Pula mea! Bă, și mai trec de 100, mă, iată, hi-hi-hi-ha-ha. Arată, bă, și mie un videoclip, bă, că mie numai una mi-apare. Bă, și văd un prost ce se filma într-o căruță și avea 12.000 de like-uri. Bă, frate, lasă, mă, că de-asta și eu pot să fac. Du-te, bă, ia-ce, că tu nu o să ajungi creștin niciodată. Nu, să nu da, să nu încercați să căutați prime TikTok-uri, că facem tranziția așa, știi? Oprem camera, am început eu, iar făcea cu degetul, deci se vede cum punea cu degetul, degetul, adică deget. Da, mă, da, înțeles. Ți-am zis, văzându-i pe alții, da. De căcaturi fac multe inimii, am zis că și eu pot. Da. La început, primul 100 videoclipuri, bă, am văzut că nu e așa ușor, chiar că nu pot, adică puii mei. Da. Bă, și n-am renunțat, bă, eu totuși știam că pot, dar cineva zice că nu pot, tot în mintea mea. Bă, 100 videoclipuri, nimic n-a prins. Până în momentul în care am cumpărat un pistol de apă, cu apă, de un euro și am făcut duet cu unul din Spania, că făceam ping-ping-ping și am făcut 15.000 de like-uri în 24 de ore. Okay. Ceea ce nu fac nici în ziua de azi, se pare. Okay. De acolo începe nebunia. Dar TikTok famous, cum zic unii, am devenit în momentul în care stăteam pe foru și am văzut un clip de la, nu pot zic de la un gurbulan, cu sunetul de la un gurbulan, da. O comandă de cartaboș. Îi episodul din Home Alone 3, 2, nu știu. Ok. Și am zis că hai, mă, să fac și eu la vrăjeală, mă, să văd dacă-mi iese. Coaie, 37.000 de like-uri, am făcut, what the fuck, primul loc în trend, în pana mea. Și atunci mi-a pușcat ideea, hopa, știi, am avut o slipire, hai să fac unul. Băi, n-au făcut 37.000, dar au făcut 5.000, ceea ce e o diferență de la cer la pământ, că videoclipul meu făceau 50 de like-uri înainte. Am înțeles, ok. Și am dat bușală maximă, am ținut-o pe un grubulan, până când s-au plictisit un pic de mine. Am zis, bă, totuși, hai dracu să mai fac și altceva, mă, că ăștia să duc de aici, că s-o săturat să vadă, că el ce numai pe copilul, un personaj din seria asta. Știu că și eu urmăream. Eu când aveam nervi sau când mă simțeam neliniștit sau nasol, trist, eu ascultam un grubulan, mă super bine, mă bine dispune, da. Fază cu un grubulan. Nu știu dacă și tu, eu sunt generația Ungurubulan. Când am avut prate internet, nu aveam păi atâta ca și acum. Și eu sunt generația Ungurubulan, cam un an. Da, poate nu-l urmăreai. Da, nu, poate nu-l urmăreai. Poate am spus mai greșit, știi? Poate nu-l urmăreai tu. Îl știu, atunci, mă, eu am ascultat toate sezoanele de la 1, sunt pe internet. Pe asta zic că numai OFO, la început OFO audio numai. Bun. Și la, bă, lumea mă întreba, bă, dar cine e al doilea persoana, știi? Adică, pula mea, eu puneam efect față de copil și lumea mă întreba cine e celălalt. Bă, omule, stă-te, eu. Așa, și ai prins cu un gurubulan. Deci, întrebare mai ușoară, dacă m-am căcat azi, ce am mâncat un pula pe întrebări de-astea complicate. Nu, mă, eu vreau să știi că poate sunt oameni care se uite, sigur sunt oameni care se uite și copii care se uite, vor să apuce de TikTok, chiar dacă crezi că e târziu să te apuci acum de TikTok? A, nu, dar pune așa întrebarea, mă. Așa nu poți să le dau fiecare într-un stil, nu să crească la fel. Păi nu. Asta m-a interesat pe mine, știi, că vreau să te duc într-o parte. Ca să crești pe TikTok, ideile mele principale, ca să crești pe TikTok ar fi, dacă ești primul, ești nou-nouț și să bași primul videoclip, încearcă să-l faci primul tău videoclip cel mai bun. Am văzut că contează extraordinar. Eu nu aș știu chestia asta. Că ți-e ziceam că primele videoclipuri au aiurea rău. Primul videoclip să fie perfect, mă, frate, stai și muncești 5 orele, cu totul că 15 secunde maxim un minut. Muncește-le foarte mult. Dacă nu ești bun pe imitații, dacă să faci actorie de asta ieftină, fă cu vocea ta, bă, cu vocea prin cele mai bine. Da. Zi acolo, tati, sunt gay, fă atâta din mână și de ori și urli și gata, are TikTok un algoritm, ți-l bagă pe For You. Bine, dacă ești fate, nu mai ușor, faci mucearica de două ori ușor și gata. Ușor că spare microfonul, băi. Da, drag. E de pe Wish. E mai ușor ca fată să faci TikTok? Eu zic că da. Noi băieții suntem niște labagii.
Și tu și eu, când vedem o fată pe TikTok și frumoasă. Bă, și tu știi că eu de câteva ori eram la 3 dimineața și după live, după toate astea, o să zic o chestie de râd de lumea de mine, după live, după astea și eu pe la vreo 12 am vrut să fac colabă, dar între timp am uitat, știi? Bă, și stăteam pe TikTok, bă, și am văzut-o pe una, mai ales cum fac astea dansurile alea, dau așa din găuăs. Bă, și mi-am adus aminte și am zis, opa, stai așa, am uitat de labă, stai că trebuie să fac labă. Și deci nu ce ai, mă, ești nebun, bă, cum a zis Bobonete, laba aia noastră și cu ea murim, bă. Păi bă, da, laba nu zice niciodată, du-te la măta sau îmi iau bagajele, mă duc la mama. Nu, e a noastră, frate. Bun, deci e mai ușor să faci TikTok ca femeie. Foarte ușor. Foarte ușor. Urmărești pe cine urmărești? Dă-mi câteva nume pe care îl urmărești, ți-e drag de ei, de pe TikTok. Ok, cum am zis și asta, Ana Petcu. Ana Petcu, ok. Ce face? Băi, face chestiunea astea cu voce, adică e nu zice nimic, cum se numește? Dublează voce. Dublează, așa. Mai e Leo Dumitru, okay. Așa că știi. Nu știu. Omul gătește, mai are glume bune. Mai e Luca Omu, care e genul ăla cu Miguel. Mocialita. Ah, nu știu. Okay, e, nu știu. Face un personaj ca... Este un serial, mă. Nu știu cum dracu se numește, mă. Mă rog, treci peste. Nu știu, pe niciunul din ce ai zis până acum. Și sunt dar preferata așa. Mea, aș putea zice, e Ana, e Andreea Corb. Corb. Are un vibe așa de mișto. Băi, o dulceață de fată, băi. Și gătește și îți place. Cum place să nu-mi placă, mă, că uite, când văd acolo mâncărul de la. Băi, și nu că nu mă gătești bine, dar are și o introducere de aia bombă când gătește și felul în care vorbește în timp ce gătește, știi? Deci te ține videoclip. Ok. Care ar mai fi așa? Cosmin Popa. Îmi place de-l, puștanul ăla mic. Dar puștanul când face ăla. Clipul și când face videoclipul ăla vorbește aici. Da, acolo e terorul. Să îmbracă în personaj, e super, îmi place și mie. Cred că e printre primii care căruia i-am dat follow, să știi, acolo, urmărire pe TikTok. Și eu, da, eu cum ți-am zis, bulangia, eu la început credeam că dacă dau follow, trebuie să primesc înapoi. Am dat follow, n-am primit înapoi, n-am dat follow. Aolo, da, apropo de Cosmin Popa. Ești Cosmin Moldoven, Popa. Da, mă, Cosmin Popa a fost primul TikTok mare care mi-a intrat la mine pe live. Eram șocat, efectiv, am fost șocat. Bă, și mă saluta omul, fain, okay. Mult succes în continuare. Cum e cu live-urile pe TikTok? Explică-ne. Adică să pot face bani pe live-uri pe TikTok? Da. Cum dacă faci să bani? Să fii cerșător. Cum adică? Explică. Bulangiu. Ok, faci un live. Pui la descriere. Vrei follow? Donează un drama queen sau ce dracu ăla mare. Nu știu câte, $30 sau cât era. Ok. Vrei un follow de la mine? Tot ce trebuie, tot ce trebuie. Așa ce ai să faci, să-mi donezi chestia aia și ai follow de la mine, știi? Am observat mai nou. Ceva? Da. Mai nou am observat că zice către lege la copilaș, dați-mi o provocare, donați ceva și dați-mi o provocare și eu o să fac. Dar nu știi? Cosmin. Nu Cosmin. Așa, ca să nu se leagă, așa. Nu. În general. Nu dăm nume, așa. Nu, dăm nume că se supără. Aia mai contează, aia așa zi. Dar iar revin din nou la am observat că eu stau și pe multe live-uri la fete. Tati, fii atent. Bună, eu sunt Floricica. Pulă, vin donațiile. Dar ei vorbesc așa. Bună, sunt Floricica. Am 25 de ani. Păi și exact, donațiile ce pulă, știi? Exact ca pe TikTok, ca pe YouTube câteodată. Bă, e sexul feminin, mă. Suntem atrași. Și noi ca să... E ca și cum avea BMW-ul ăla și ca să te... Stai șmecher, dar tu ești online, donezi ca să facă numele tău acolo, donezi. Aia doar e păsărică de tine. Și cum ajung banii la tine? Prin... zi-mă, nu PaySafe card. PayPal? PayPal, așa e, PayPal, nu am să zic okay. PayPal, ce prost. Tu ai avut donații pe live-uri? Am $90 și am blocat. De ce? I-am blocat un cod de Steam. De Steam, de din ăsta, cum zici tu? PayPal, că de PayPal, să zic. Băi, și nu mai știu parola și am făcut contul cu număr de telefon de Orange de acum un 6 luni și nu mai știu numărul. Adio, rip money. Mă lasă că-ți dau eu acum din 20. Cea mare donație am primit-o și eu de $30.
de la un copilaș din Maramure și l-am sunat instantaneu pe Instagram. I-am citit Instagram-ul și am zis, băi băiatule, tu ești conștient, că ce dracu faci, ce-mi doresc mie chestia asta? Îmi place să primesc donații, bă, dar dați acolo, mărunt, e bă, când să mă simt eu bine, nu-mi dați neasemare. Și câte tipuri sunt? Câte? Că nu știu, habar n-am. Bă, Drama Queen asta e cea mai mare? Bă, așa știu și eu. Că eu am intrat odată pe un live, de asta te-am întrebat de donații, că nu le-am. Am intrat odată pe un live alu... cum o cheamă pe tipa care se machia în clown? A rupt odată, a fost. Eu nu mai știu de care nu știu. Avani. Exact, bă. Am intrat la Avani, crede-mă, și cred că am primit 7, 8, 10 bucăți de alea una după alta. Bă, și am zis la Charlie cu aia, din nu face vreo 5.000 de dolari pe un live, cât fai de capul meu. Băi, deci nu. Așa, bun, și care cum se efectuează un live? Adică e ca pe Instagram, ca pe asta, numai că poți să primești donații? Da. Donații sunt formă de stickere, nu? Adică asta e Drama Queen. Da, stickere, da, stickere. Okay. Era stickere. Le cumperi cu cardul, cu... Am înțeles. Deci tu poți să retrage doar în PayPal banii, dar eu îți bag și cu cardul și cu PaySafe și cu ce vreau eu, nu? Da. E normal. Pentru că ce am făcut eu. Aveam cardul lui mama, o poză pe telefon și am băgat niște bani pe TikTok și am donat și eu la femei, că și eu am fost prost odată. Și de-aia știu că poți să bagi și cu cardul. Bă, spune mama, bă, nu știi ce, nu mai am 200 lei, bă. Nu știu. Ai ceva dace la bancă, probabil, nu mă întreba pe mine. Ok, bun. Nu știu, de exemplu asta, vezi, de-aia vreau să vorbim liber, pentru că nu mă gândesc neapărat la întrebări. Vreau să fac o discuție liberă, cum te simți tu să vorbești tu neapărat, tu mai mult despre treaba asta, pentru că tu ai reușit-o. Câți urmăritori ai în momentul de față? Bă, poate știu. Zi aproxim... uite-te, na, te uiți pe telefon. 318.000. În cât timp ai făcut? Un an de zile. Puteai mai mult? Da. Cam 500.000 lejer la ora asta. Și de ce crezi că nu ai făcut treaba asta? Poate nu sunt suficient de ambițios. Nici acum n-ar fi târziu, dar... Ești leneș, mi-ai zis odată pe la ea. Leneș. Ce înseamnă leneșul ăsta la tine? Nu știu dacă cât e tatăl la videoclipurile mele nu sunt foarte editate, adică mai deloc, spre am deloc. Am văzut. Bă, și care e faza? Ia fii atent aici. Eu, ca să vezi o chestie, noi când ne-am întâlnit pe Omega, vineri seară. Așa, da, vineri seară. Vineri seară ne-am dat follow reciproc. Mă rog, tu mi-ai dat acum 2 ore, 3 ore sau până la o zi. Eu ți-am dat atunci, nu mai contează. Specific că le aveam la follow și am dat un follow mai dar așa. Eu nu stau pe urmărești niciodată. Urmăresc 25 de persoane acum. Și mult, că am dat din greșeală. Din greșeală am dat. Nu, urmăresc, deci dacă vrei să zic lista pe care o urmăresc, eu zic câți cunoști, ia să vedem, din 25 de oameni. Da? Flavius Adrian, are 10.000 abonat. Da, știu. Bun. Marius Elisei. Nu-l urmăresc, dar știu. Ok, Telcean Marius, tu. Gabi Preite. Știu, îl urmăresc. Axel Rose, nu știu, cred că am dat din greșeală. Uite, îi dau un follow, că nu știu. Pare cunoscut, dar nu știu. Cruzadar, o știi pe tipa aia care se joacă, pune doar gaming, Cruzadar? Blondină. Aia blondă? Mamă! Ai ce, bă, aia mă, ce... Băi, și amuzantă, bă, dracu! Da. Lil J, nu știu dacă știi, e un puștan. Groza Sebastian, e de la mine de Playboy. Palas CSGO. Justin Bieber. Nu știu. Charlie D'Amelio. Infernum Massilum, gen, e Dismal, băiatul ăla cu 3 milioane care făcea personaje de alea scary, gen... Da. Cred că îl știi, aveți. Da, gata. Așa. Nefati Brothers. Știu pe aia. Aia a urmărit pe primii străini pe care The Lawyer, e un băiat, tot la fel 2 milioane. Snoop Dogg, Alexa P. Florentina, Lil Gang Sign. Ăsta a fost cel mai, după Charlie, ăsta a fost preferatul meu. E băiatul ăla care cu o scobitoare în gură mereu făcea de alea așa. Și mereu dădea o palmă la sfârșit peste... Hai mă, cum să nu știi pe Lil Gang Sign, mă? Păi mă, dacă ne arezi, că e pula mea nume de englezor. Uite-l, dar acum faci altceva. Da, gata, știu. Am văzut aia de Naruto. Uite-l, ăsta e. Gata, nu știu. Așa, Lil Gang Sign și mai am Roxana David Alexia, Marius M.L.Y., Priuța, Avani, Ioana Pătraș cu 25, am mai dat un follow acum, că nu știu de ce urmăream un HZ 2019. Cosmin Popa și Fun Life Germany. Atât. 25 de oameni. Bine, sunt utilizator. Dar asta deci ne-am luat site. Eu până să-ți dau ție follow, adică vineri,
Eu stau numai pe foriu, da? Next, next, next. Tu mi-apărai random, mă, rar, la 100 de clipuri cu unul. De când ți-am dat follow, contează și asta. La 10 clipuri ești cu unul. Deci eu am văzut clipuri, da, acum la tine, bine, ai și postat în ultimele zile, ai început 2-3 clipuri pe zi, cred. Ba da, ai postat în ultimele zile. Da, dar nașpa, adică la vrăjan. Mă rog, bun. Aia a început să-mi apar mult mai des. Deși sunt pe for you, nu sunt pe urmărește. Păi știu, pentru, nu știu, mai aici tu ține ceva. E un algoritm definit, adică știți? Uite, pe YouTube nu știu. Nu știu, dar mă gândesc că... Pe YouTube s-a zis clar. A zis, contează foarte mult, nu like-uri, nu comentarii, nu vizualizări, ci watch time. Adică, ai un clip de oră. Cu cât se uită omul mai mult la tine, face watch time-ul ăla, îl recomandă altor oameni ca să uite, pentru că tu te-ai uitat, pentru că YouTube-ul vrea o singură chestie, să țină oamenii pe platformă. Cu cât ții mai mult omul cu clipul tău mai mult, omul e predispus să vadă și alte clipuri, tot de la tine sau de la altcineva, petrece mai mult timp pe platformă, ia mai multe anunțuri, vede mai multe anunțuri, YouTube-ul face mai mulți bani, pentru că din asta fac ei bani, și automat pe tine te propulsează înainte, zice, bă, lu' ăsta e să văd clipurile, hai! Hai, știi? Pentru că tu faci omul să stea mai mult pe platformă. Cum e la voi? Eu știam că chestia de like, urmă. Nu. Deci nu. Să n-auzi treaba asta. Poate să fie un site așa, gen, poate să conteze puțin. Dar nu, watch time-ul e principalul acum. Și trendul. Dacă vrei să crești pe YouTube, bine, n-am vorbit de crescut, trebuie să faci tot ce face trendul. De exemplu, a apărut acum Abi, Five Gang, nu știu ce melodie, Coco sau ceva. După ce termin cu tine, trebuie să filmez chestia aia și mai am un podcast și apoi trebuie să plec la dinți, care mi-a stricat toată ziua, ți-am zis. Deci trebuie să filmez pentru că nu că vreau eu neapărat. Îmi doresc să le văd melodia, să am o reacție, doar mă crezi că eu nici nu mă uit la ea înainte? M-am uitat doar cu o reacție, Five Gang, dar m-am uitat să văd dacă le lasă clipurile, pentru că multe clipuri sunt blocate și nu vreau să pățesc ceva la canal din cauza asta. Multe clipuri sunt blocate, cum am pățit eu la Abi. E o fază din Abi și Dorian Popa pe care o trebuie să o tai. Urcam clipul și când se dădeau public era blocat direct. Deci nu trebuia. Și acum asta trebuie să faci ca să crești. E oameni, într-adevăr, eu fac o reacție la Five Gang acum, dar doar reacția aia nu poți să-mi pui o etichetă asupra canalului, știi? Că dacă intri pe canalul meu, e o șansă pentru mine. Tu vezi reacția aia, zici, bă, cine dracu este albastru în cap acum cum să m-am făcut? Hai să mai văd ce mai faci. Hai să mai văd. Și atunci intri și vezi că eu fac live-uri, am story time-uri, am vloguri, am PGDD, seria mea, am car vlog, ce dracu nu am, știi, la cea unul lui Conacu. Am multe serii începute, dar asta trebuie să faci ca să crești. Poate că eu nici nu mă uit pe statisticile la clipul de genul, adică reacție. Eu îl pun, îl las acolo, dacă mi-l propulsează YouTube-ul bine, dacă nu, iarăși bine și atât. Oricum, îi ajută și pe respectivii cu piesa în Panama, că... Da, bă, nu neapărat. Sunt oameni care nu pun piesa. Eu pun piesa, nu monetizez clipurile. Bă, nu știu câtă lume știți treaba asta, duceți-vă la toate clipurile mele cu reacție, să vedeți și în descriere și dezactivați-vă contul sau nu știu cum dacă sunteți pe YouTube Premium, nu monetizez niciun clip, nici un clip, nici un euro nu vreau după urmă, că e munca lor, frate, e și munca mea, da, că reacționez, dar ce căcat muncă că reacționez, mă pun pe ăsta, bine, v-am chestia aia că ne subestimăm și în asta. Bun, hai să ieșim din sfera asta. Da, mai e chestia aia oricum că cicăția îți poate lua banii pe vizualizare. Păi da, dacă îți licenția. De exemplu, dacă tu pui un clip și cu el faci 10 euro și tu ți-ai copyright, copyright-ul ăla dă mai multe feluri, dar sunt două mari și late principale. Adică, unu, ori îți blochează clipul și nu mai poate să mai vadă nimeni, ori îți dă claim. Adică, toate veniturile alea de lei după clip ajung la ei. Și nu știu de ce nu acționează toți la fel, frate. E un acum SC Brand Tube, nu știu ce corporație, habar n-am, nu vreau să dau detalii că nu știu, dar au început să blocheze clipurile, frate. Adică dau strike. Nu, fără nimic. Strike direct, strike. Bă, dacă eu îți fac bani ție cu clipul ăla și îți dau ție bani, de ce să nu lași? Că vin din mai multe părți, știi? Ai avut certuri cu TikToker? Certuri, mă gândesc. Da, am avut cu unul. Dacă nu vrei să dai numele, nu contează, ca să nu mai aduci la suprafață, zi-mi ce s-a întâmplat. Bă, i-am comentat, oricum nu o să dea numele, dar ideea e că nu-și mai amintea și de mie de cearta și se împregine acum. Ah, ok. Am comentat la un videoclip și nu mi-o răspund la videoclip, mi-o răspuns pe Facebook, nici măcar pe Instagram, mi-o scris pe Facebook. Ok. Era ceva de genul ăsta. Să moară fămină mea, că dacă nu te prind, te spargă bucăți și vin în Germania peste tine și te tai în două. Aolea. Deci așa e mesajul, da. Eu, Bulangiu, am vorbit foarte respectos și ăsta că
E prost cum par. Dacă face screenshot, el taie, ce nu taie și zice că eu l-am amenințat și că eu am vorbit urât. Vorbi civilizat. Și mă trezesc că după vreo 3-4 luni îmi dă și follow și țin și prieteni. Și am mai avut certul cu unul. Da, pe un live, pe Instagram, da, certul din alea cu un jurător, tati, da, da, na, și eu am început cu mame, cu tați, cu bunici. Eu evit, nu-mi plac, nu. Nici mie, dar tati și-o, bă, căuta da, ceartă, okay. Efectiv, căuta ceartă, dar în rest n-am avut așa probleme. Hai să le zicem oamenilor niște chestii despre TikTok, vrei? Ce? Le zicem, ce zicem? Le zicem, uite, noi am vorbit treaba aia, o ținem la fel, fără nume. Ți-am zis-o, ai văzut, ai fost așa, exact. Gen... Bă, nu există așa ceva. Oamenii, ca să știe, în mare parte, știu doar 2-3 oameni. Marius, Options, un prieten al meu de pe YouTube și Onica mea. Mai știe cineva? Nu, atât. Am contactat, bă, ca să înțelegeți cum să fac seriile astea de podcast, eu iau de la voi, gen, îmi recomandați oameni, eu iau pe acei oameni în funcție de tangibilitatea sau nu știu cum, doamne, să se zică, oricum, eu acum fac o chestie șmecherie, că m-am ajuns la al 7-lea podcast, eu acum sunt de fapt pe premieră cu voi și aștept să ziceți voi cuvântul în chat acolo, că și știu că sunteți câțiva acolo pe premieră, cât sunt ei de tangibili. Sau da, ușor de atins. Sau dacă pot să răspund. Cine deștept să prinde în prima. Da. Bun. Bă, și eu am zis hai să aduc și 2-3 TikTokeri la seria asta de podcast. Zic că am avut gamer, am avut și oameni care, gen, pe care nu știe nimeni, cum ar fi Marius Tatu, bine, și Valiza la început de drum, nu știe mai nimeni. Te salut fratele meu pe A3, pe calea asta cu A3-ul. Și am zis hai să chem și 2-3 TikToker. I-am dat mesaj lui Marius M-L-Y, că îmi place foarte mult, și lui Cosmin Popa. Sunt doi oameni pe care îi urmăresc eu. Și le-am lăsat mesajul, același mesaj, doar le schimb numele. Adică eu am un mesaj basic pe care îl dau tuturor. Da. Salut frate, te urmăresc, îmi place ceea ce faci. Uite, eu fac treaba asta pe YouTube, am o comunitate așa care ar dori să te vadă și pe tine, ar fi curioasă să audă niște întrebări și de astea. Și am zis, pe lângă cei doi, bă, hai să aduc și o persoană feminină. Zic, din YouTube, am o prietenă, Priuța, și pe Priuța o salut cu această ocazie. Zic, am vorbit cu Pri, a zis, da, mă, n-ai nicio treabă, când vrei mă chem, nu sunt acasă acum, dar mi-au pe telefon, facem, te ajut, nu-i bai, adică, na, vin. Și zic, bă, îmi trebuie o fată din TikTok. Zic, bă, cine urmăresc eu pe TikTok? Na, și am greșit după aia, că eu prima dată am vrut să-i dau mesaj lui Ioana Pătrașcu. Să nu greșesc numele. Tipa aia cu... Da, da, să înceapă piesa cu bigutiuri în cap. Da. Și am greșit. Și mi-am adus aminte că pe For You, în ultimul timp, îmi apărea o fată destul de machiată, vulgară, mă rog, nu mi-am dat seama neapărat atunci. Bă, dacă stăteam un pic să o gândesc, îmi dădeam, dar eram și la petrecere la ziua lui, că ieri am dat mesaj, zic, bă, nu m-am gândit deloc. Dacă mă gândeam, zic, bă, e un om toxic, eu nu am nevoie, trebuia să mă uit un pic mai mult pe profilul ei, să văd ce postează, nu-mi dădusem seama. Apoi m-am uitat după ce s-a întâmplat toată chestia asta. Și o să vă zic chestia acum. Îi dau mesaj. Bună, X, sunt cu tare, vreau să vii la un podcast. Și am răspuns de la vreo câteva ore și îmi spune în felul următor. Bună, cât dai? Nu, ce bani? Asta am și screenshot. Ce bani? Și am rămas așa, zic. Da. Și zic, bă, i-am răspuns. Zic, nu știam, gen, zic, hă? Nu știam că să dau bani pentru așa ceva. Zic, dar spune-mi cât. Eu. Bine, nu aveam de gând să-i dau bani și n-am nici în visele ei să-i dau bani, nici nebun pentru așa ceva. Bun. Și i-am dat vocal. Și îmi spune în felul următor. Păi bine, mă nebune, exact așa. Păi bine, mă nebune, nu pot să vă dau vocalul aici, dar o să înregistrez să nu se șteargă conversația, poate aude vreodată treaba asta. O să fac cumva să înregistrez vocalul ăla, că nu știu, am screen record, da? Și zice așa. Păi bine, mă nebunule, adică eu vin, îmi pierd 30-40 de minute cu tine. Clipul ăla mai face și câteva sute de mii, așa zic, câteva sute de mii pe YouTube, care pe YouTube să faci câteva sute de mii, stai fata mea pe tol. Zice, să faci și câteva sute de mii. Bă, nu știu cu ce te droghezi tu și să nu-mi dai niciun ban. Exact astea-s cuvintele ei. Nu știu cu ce te droghezi tu. Bă, și eu am dat atât. Da, exact atât. Bă, eu am vrut, gen, sunt coleric și eu câteodată, dar am zis, bă, îmi văd de treaba mea, zic, e primul meu kicks, nu mă așteptam ca oamenii să reacționeze așa, pentru că eu îi întreb. Și eu îi întreb și am oameni care i-am întrebat și confirmat de 3 săptămâni și n-au ajuns. Nu mai pușez. Știi? Un mesaj, al doilea rar îl dau. Și atât. Știi? Îl las pe om să-și facă treaba lui, că știu ce înseamnă timpul. Bun. Și îi zic, my bad, punct, și atât. Și am dat mesaj, ia, 150 de euro.
Păi și când am văzut mesajul ăsta cu 150 de euro, am vrut tot la fel, am avut un moment, zic, bă, în jur, zic, bine, nu în jur, ca la ușa cortului, zic, hai să îi aduc omului aminte că nu e foc, mă rog, știi? Și am dat următorul mesaj. Nu am plătit niciun podcast până acum, dar eu mi-am făcut treaba și am întrebat. Scuze de deranj, keep up the good work acolo pe TikTok, că sunt super faine clipurile. Am zis, bă, eu o să fiu băiat, știi? Și venim la treaba asta. De ce ți-aș da 150.000 de... 150.000 de euro. De ce ți-aș da 150 de euro să vii la un podcast? Bine, unii oameni au impresia că eu aduc aici numai oameni cunoscuți ca să devin și eu cunoscut până intermediul lor, să mă fac și eu auzit. Bă, nu pot să mint. Este 0,1% ideea de așa ceva. Nu ai cum să zici că nu e așa ceva. Dar eu vă zic cum am pornit seria asta. Am zis, bă, vreau să aduc oameni, să-i cunoască alți oameni, comunitatea mea și alți oameni care o să uite, să știe, pentru că, uite, Marius, de exemplu, tu ai făcut vreo treabă de asta cum faci acum cu mine pe TikTok? Să știe oamenii anumite chestii, bine, în afară de live-uri, știi? Să știe chestii și să uite la tine doar când vorbești despre tine și anumite chestii importante pentru tine și care nu le găsești pe nicăieri? Ai făcut vreodată treaba asta? Ai făcut? Ba, am făcut și live-uri în care le explicam lucruri Ai zis, bune. Pe nu, ai făcut live-uri, gen, asta vreau să zic. În afară de live-urile pe care nu poate să fie, din 300 de mii, cât ți intră pe live ție? Acum, 200, 300. Bun, înainte, cât apogeul tău, na? 800. 800, zici 1000. Deci de 300 de mii care te urmăreau, 1000 auzeau ce zici tu atunci. Live-ul ăla rămâne salvat undeva? Nu. No. Păi vezi, 1000 de oameni. Ei, eu îl aduc un clip, ți-l las aici și zic, bă, uite-l pe omul ăsta. Cine e ăsta? Marius Telcean, fără U. Ardelean. Da? Uite-l pe om. Cine e el? Cum s-a apucat? Cum face? Și o să-l găsești clipul ăsta și peste un an. Într-adevăr că oamenii care îl cunosc pe el, poate dau click că îl cunosc pe el, dar nici eu nu sunt Toma necunoscutul, știi? Și păi tocmai nu, de asta zic, bă... Uite ce înainte să fac TikTok, un exemplu. Da, uite, înainte să facă TikTok, Marius mă știa pe mine. Și tot zic, bă, aduc oamenii să-i vadă, dar tu să mă iei pe mine că faci câteva, eu fac câteva sute de mii cu clipul tău, cu clipul cu tine, tu pierzi jumătate de oră cu mine. Îmi pare rău dacă tu pierzi jumătate de oră cu mine, dar vezi că pierzi timp să te ceri cu ea pe TikTok, știi? Alea scombi. Ideea e că aceste persoane nu știu să-și gestioneze așa zisă faimă. Și așa zisa faimă a persoana respectivă a fost făcută unul la mână prin, să zice, prin frumusețe și a doua ai zis-o și tu prin toxicitate, dacă zic bine. Eu am fost pe live-ul respective și am văzut și unele videoclipuri în care se lega de anumite persoane, dar într-un stil vulgar. Nasol. Eu pot să mă leg de tine frumos, da. Știi? Dar pot să mă leg. Vulgar, lumea le place, știi? Lumea asta. Criciartă, lumea e acolo. Da, omule, da, știu și e eu. Acolo. Nu știu cum dracu, mă. Pâine și circ, pâine și circ, rețeta succesului. Pâine și circ, știi? Păi da, mă, dar așa ceva nu vezi, mă. Bă, au algoritm, mă. YouTube, TikTok, Instagram, orice vrei tu, mă. Criciartă în 2 secunde, e full pe live. Așa ceva nu vezi. Și asta e ideea. Persoana respectivă a crescut. Și acum are aer, știi, beșin de foame. Nu, cum nu, ai zis-o tu, mă, cum ai zis-o tu, mă, ia, zi-o pe aia vorba aia ta frumoasă. O prins căcatul, coje, se crede prăjitură, aia se potrivește perfect pentru ea, adică... Ne. Asta o să Băi. O folosesc și eu pe live-uri, dar o să o folosesc așa. Din coajă de căcat te crezi, ai ajuns prăjitură, așa o să zic eu. Pana mea, mă. Cum ar să faci și o aer, știi? Da, mă, nu. Și culmea, tu ai mai mult ca ea, nu? Da, dar n-am impact ei cu aia. Da, bine. Bun, trecem peste oameni decedați. Eu, de exemplu, acum nici în al 13-lea aceea, să zicem, nu-i porâcă. Dacă vrea să vină vreodată la podcast, cu mare drag o să vorbim. Nu porâcă, frate, pentru că probabil o avut și o stare. Nu știu, bă, nu contează. Da, bine, banii aia nu-i ce. Da, mă rog. Și faza cu drogatul și cu asta nu mai contează. S-a trecut. A fost peste. Bun, eu sunt un om la început de TikTok. Fii atent aici. Pentru comunitatea mea, pentru oamenii care vor să apuce de TikTok și pentru oamenii care nu mă cunosc pe mine, dar e prima dată pe acest clip. Vă ajut. Mă pun eu în locul vostru. Marius, eu vreau să mă apuc de TikTok acum. Bine, treci peste faptul că am 7200. Nu știu cum mi-am adunat. Bă, n-am postat doar chestii basic. Am 7200. Acum vreau să mă apuc de TikTok. Dăm niște sfaturi bune, rău de tot. Ceartă-te cu mine. Zice, bă, știi care-i funny? Știi ce-i funny? Palaș, la clipul cu podcast,
opusul tău, adică om gen YouTuber, nu TikToker, i-am zis acum, zic, bă, zic, zi-mi unul ăsta, zice, ceartă-te cu mine, ceartă-te. Vezi? Gândesc ca Palaș, bă, sau Palaș gândește ca mine, aici, da, uit la tine așa, nu știu, te ajută freza de legumă, nu știu. Trebuie să mă uit la tine, ce treacă ai putea tu face? Bă, ai putea să fii un joker din ăla care avea un față. Un joker, ok. Nu mă, cum crește un om basic acum, afară de certat? Am înțeles, ceartă-te, bun. A doua chestie, ceva ce ai observat tu, că merge și sunt la început de drum, ce trebuie să știe despre TikTok? Că tu le-ai să folosești trenduri la început, iară mai chestia asta. Cu trend. Să vezi ce e în trend și să folosești, că poate prin să fii în primele 5-6 locuri. Am înțeles, sune-te. Pentru că dacă trendul ăla merge bine la alte persoane, acea persoană o să dea pe sunet. Eu fac chestia aia, văd un video clipul, îmi place, dau pe sunet. Și văd și parță, dau like-ul și la ei. Bă, eu cu like-ul nu prea dau like-uri. Eu le dau la tăți. Sunt nesimțit, eu îmi cer like-uri mie pe bine. În afară de Miciulică Gordon 43, la tăți le dau like-uri. De ce nu-i dai? E ăla-i clownul TikTok-ului, tati. Ce tata la Iisus! Am vorbit un pic pe live despre Miciulică, pentru cine nu știe. Eu am pornit discuția atunci, că zic, bă, cine mi-apare în ultimul timp? Antonella, 100 sau 1000, Miciulică Gordon, și a început iar băiatul ăla Petre Off, băiatul ăla cu părul bun. L-am văzut azi pe foriu, cu un bătrân în pasă, mor eu. Ok, nu știam asta. Și am avut o discuție noi. Bă, problema e că el a venit cu un clip, știi că am văzut un clip recent de la el, în care a zis, mă, dar de ce ziceți voi că îl copiez pe Nelson? Că nu îl copiez pe Nelson, pentru că vorbește toată, în Ardeal, toată lumea folosește tie, tata, awala, avala sau cum zice și da. De-astea. Și eu în capul meu a fost treaba aia. Bă, într-adevăr, toată lumea, că mi s-a întâmplat și mie cu Imogen, un prieten de-al meu care o să vină și la podcast pe treaba asta, pentru cine a întrebat despre Imogen, i-am dat mesaj, i-am zis exact, zic, bă, frățiorul meu, zic, știu că te muți, e problemă cu Nexus, cu, zic, te lasă, fratele, dacă ai plăcerea să vii la un podcast, și l-a zis cu cel mai mare drag, lasă-mă să termin cu toate nebunile, și am zis, perfect. Și mie mi se întâmpla, am avut chiar niște chestii comune, adică Piratul, Formula 1, niște chestii pe care o facem pe live. Și au fost chiar comune, fără nicio, gen, să ne luăm unul de la altul, sau el de la mine, sau eu de la el. Toate că el înainte să se apuce de YouTube, eu făceam o chestie numită Stația, și apoi au venit oameni, el nu s-a apucat de YouTube, și eu făceam Stația aia, în alt mod. Bă, tu-l copiezi pe ăla, știi? Și au fost niște chestii de-astea. Și revenim la Miciulică, bă... Poate or fi așa acolo. Eu o să vă zic, exact așa are tatăl meu. Eu când m-am născut, că am și pe păsărica lui mămica, că nu a făcut cezareană, primul cuvânt nu a fost tati, mami. O știu, a vă la știe, tata! Asta e un cuvânt, că așa se vorbește la noi în Ardeal. Așa se vorbește. Da, mă, dar e un om care le-a adus în principal. Asta vrem noi să zicem. E un om care a adus vorbele astea în online, le-a folosit super mult, le folosește și nu poți să spui că tu nu știai de el sau nu le folosești de la el, că așa sunt acolo. Și mai ales, nu cred că merg oamenii, că sunt niște asemănări, cum ar fi dinții, și merg oamenii și fac, zic, avala sau avala, cum zice, că nu știu, și fac și de ea. Adică aia chiar e de la Nelson. El a început să facă mișto, că îi zicea lumea de din și el a zis, bă, ia că fac eu mișto de el. El a profitat de chestia. Da, cum a ieșit stresul, care zice lumea că îi dă țeapă, un prieten al meu cu YouTube, îl știi, cred că pe YouTube, știu, face calculatoare, și omul a zis, bă, dacă tot ziceți că dau țeapă, zice el din ea. Hai, bine ați venit la țeacă computer, hai să mai dăm o țeapă, nu știu ce, ca să nu mai facă lumea să auto-ironizeze el, știi? Asta, cam exact, să satură lumea. Și Miciulică, bă, frate, nu știu, omul să-i dea Dumnezeu sănătate, bătrân, are copil, are, bine, bătrân, e trecut de prima tinerețe și de-a doua, ce să zic, bă, omul chiar are, gen, la un moment dat am văzut că, nu știu, n-am văzut niciun clip în care să-l înjure pe Nelson, dar lua la mișto pentru că Nelson l-ar fi înjurat pe el. Și a fost circul ăla la un moment dat când aveam pe For You numai clipuri de la Antonella cu el, cu certuri că baie fata lui, dar bine, nu am pus niciodată întrebarea asta în capul meu ca urmăritor. Că e fata lui, că după aia că e amanta, că i-a zis soția, mă uitam pe comentarii, că eu am boala asta, dau drumul la clip și după aia dau drumul la comentarii, să văd ce zice lumea, știi? Și bacă e amanta, după aia bacă s-a certat, după aia bacă și-a cerut scuze, după aia i-a făcut reacții la nu știu ce clip al ei, toate astea pe TikTok, pe For You, nu m-a intrat la el pe profil. Și zic, bă frate, ce se întâmplă, știi, cum se întâmplă treaba asta? Și uite că nu sunt singură de părere, adică chiar merge cu trend, na, să zicem.
Merge cu trendul. Da, e un trend micuț, adică luat doar de la nu știu a cui o fost ideea. Da, eu sunt convins că asta e răspunsul. Unul dintre ei doi s-au gândit la chestia asta. Hai să ne certăm. Antonella? Cu Antonella? Ori Antonella, ori nu știu, care a făcut ideea. Bă, Antonella tipa aia e o tipă drăguță. E, pare la locuit. Nu știu, o văd pe clipuri. Da, bă, da, dar da, are niște momente. Un pic cam fake. Bă, nu fake. Are niște momente în care zice cineva, te simți singură? Și zice, eu nu sunt singură, vă am pe voi 100 de, nu știu, 200.000 de oameni care mă iubiți și vă... Bă, bineînțeleg, trebuie să le faci pentru publică și o fac și la fel îmi respect comunitatea, îi pup, le aduc aminte mereu, bă, vă mulțumesc că uite, că trebuie să faci asta. Dar are niște momente în care făcea, la un moment dat, da, făcea, a făcut un dialog cu Iisus, bă, nu sunt eu să o judec, nu pot să judec și nu am dreptul să judec. Dar la mine chestia aia, când am văzut toate treburile astea, am zis, plec cu amândouă clicuri, am dat pe trei de alea, am dat blochează, să zic, bă, nu-i dau hate, nu las niciodată comentariu de hate, pentru că niciunul mie nu-mi place să primesc hate. Am zis, blochez, nu, dar nu-mi place de nicio formă. Și cu fata asta, când m-am certat acum, că era să-i zic numele Addison și m-am mâncat. Aia așa. Am zis, bă, dublu click, bloc. Forța asta, hei, se numește țeapă, n-ai mai luat țeapă. Și atât. Nu stau să scriu comentarii de hei și asta. Și foarte frumos, fratele meu. Mă văd de treaba mea. Eu așa cred că e cel mai bine să fie. Ce planuri ai? Hai. Nu pot să te atâng. Ce planuri am? Hai, ce planuri ai cu TikTok-ul? Cu TikTok-ul? Da, sper că să face bani de TikTok. A, sper să se facă bani din TikTok, să te poți întreține în treaba asta. Bun. Unde te vezi peste un an cu TikTok-ul? Adică zi-mi realizări. 500.000 o să fac. Într-un an, încă un an de acum încolo. Încă un an de acum încolo. Ok. Băi, dacă continui așa, nu o să crezi. Dar dacă o să-mi dau așa interes un pic, o să mă depășesc. Ce crezi că te-ar ajuta să-ți dai interesul mai mult acum? Susținerea oamenilor? Să postez și să-mi pun să-mi pun în practică ideile originale. Păi da, dar ce te ajută? Să le fac cu vocea mea. Ce te-ar ajuta? Că tu ai zis că ai idei, dar ești leneș. Ce te-ar ajuta? Ce te-ar motiva? Ce ți-ar face iar clicul ăla, boom, să postez? Sincer, totul că am zis de multe ori că nu-mi pasă, dar îți dă o motivație și când ai la un videoclip 50.000 de like în scurt timp. Adică simt că lumea... Băi, o plăcut și tu vrei să dai la lume mai multă comedie. Da, fac comedie până la urma urmă. Deci aprecieri. Da, dar simți să te contrazic aici. Cum să te aprecieze omul dacă tu nu încerci, dacă tu ești leneș? Și asta e adevărat, dar după ce pui 10, asta vreau să ajung. Dacă pui 10 videoclipuri și vezi că toate au sub 10K, știi, îți pui sine întrebare. Bă, piciorul ăsta e să rămână. Asta e demotivare, cum ar fi. Bă, ia stai mă să mă uișu la mine pe TikTok. Eu n-am nici cea mai vagă idee despre cum e cu vizualizările. Deci eu am așa, 2000 am postat unul astăzi, 700 am postat unul astăzi, 7600, mă rog. Hai să mă uit la astea mai mari. Am la ăla cu croissantul 117.000. Am mai mari așa... 20.000 când arăt ca... Asta zici că sunt direct Bogdan de la Ploiești. Da. Da. Îți mai trebuie un BMW. 23.000 tot la un story time. Bă, mai mari n-am și eu, mă. 15.000 la ăla cu cârnatul. 12.000 cu așa. 62.000 tot la fel la un story time. 25.000 la un story time. 25.000 la un efect. La ăla cu țări. 85.000. 65.000 la un dans. Dar nu văd nimic mai mare, mă. Și la primele mele TikTok, ăsta a fost al treilea meu TikTok. Ăla cu Mimia Tubu, aici am învățat. Îl știi? Da. Cred că... Ei, ăsta l-am văzut prima dată după ce am căutat eu pe TikTok. 136.000 de aprecieri. Cred că e cel mai mare clip al meu. Și nu, am avut 142.000 la... Pateu! Vezi că ai tu tău. Astea două cred că au crescut pentru că au fost pe trend și au fost acolo și lumea a dat click. Nu stau cum. O da pe sunet, dar poți vedea statistici dacă au venit de pe trend sau nu. Asta zic, cum ajungem... M-aș apuca așa cum mă crezi?
Cu toate că mă încarc super mult, pentru că și la YouTube eu dedic 11 ore pe zi. Minim 8, maxim am dedicat și... Combine utilul cu plăcutul. Adică să le fac când am oportunitate. Unde faci, tu faci YouTube, ok. Faci și chestii amuzante pe YouTube. Ai făcut Omega pe YouTube. Da, ai și tu, două, trei faze amuzante pe Omega și pune-le pe TikTok și ai împăcat și capra și oaia. Și vaza, aceea, știi? Bă, capra și vaza. Va, del dracu că sunt animale amândouă. Faci chestia asta, știi, și ți-e ușor, adică e timpul tău. Tu oricum faci chestia pentru tu. Da. Ce ție să vezi din un minut din YouTube? Păi da, dar practic dacă o să fac treaba asta, nu o să fiu TikToker, o să fiu un baiter cumva sau un exploatat. Mamă, mai topiți pe mine, da. Un om care exploatează TikTok-ul. Practic eu o să le zic la oameni, băi, uitați o fază din clipul meu de pe YouTube, dar duceți-vă pe YouTube să-l vedeți. Adică o să mă ajut doar. Nu o să fiu TikToker. Dar nu o să am pagina asta, da. Dar tu nu le zici neapărat. Lumea, dacă o să fie curioasă, o să meargă singuri acolo. Ai, da. Da. Dar depinde și ce fază tai. Depinde și aia e faza, vezi? Bă, să fie una care cea mai tare, nu știu. Păi da. Nu că va ajuna. Păi da. Bine, și asta prinde. Dă-mă la Ștefan ăla care cântă păi, ghe, ghe. Păi da, vine, ghe, ghe, ghe. Într-un secret. Bă, nu-ți place de el? Îl susține lumea foarte mult și nu tare aș fi de acord. Și de ce? Că se droghează? Uite-te la mine, ce vezi? Două mâini, două picioare, e normal. Da. Nu? Poți să mergi la muncă? Da. El de ce nu poate? E muzicant, frate. Cum era aia cu... Eu nu pot să muncesc, am astma, am cu toate bolile. Am bolile. Da. Păi vezi? Lumea îi plânge de milă deja, știi? Oricât l-ai ajutat, nu o să faci om. E o cauză pierdută. Nu sunt rău, nu-s nimic, dar nu-i mai băgați bețe în cur, că poate așa o să-și revină la normal, dar nicio șansă. Omul uitat în patima drogurilor, nu o să mai iasă. Mie nu-mi place că el se droghează super mult. Dacă nu se droga și rămânea cu DeSanto, au zis DeSanto într-un videoclip pe TikTok că e... Nu, dracu, zis. Îi pare rău, gen, că m-am băgat în... Exact, ai văzut că tu l-ai văzut și tu. Da. Involuntar o zis-o că și-o pierdut timpul cu el. Bă, e un potențial, dar deja, bă. Bă, nu știu, e un potențial pentru amuzament, dar în viitorul muzicii, na, bro, nu. N-are un vocabular, n-are o voce definită, nu știu acum. Chiar de aia, ce? Vulpița are vocabular? Păi asta zic, e un nou Vulpița, e un nou Vulpița și Viorel, e un nou, na. Deci nu știu ce să zic pe treaba asta. Bun, vrei să te apuci de YouTube? Ai ideea asta? De asta am de vreo 6 luni, dar numai ideea a rămas. Bun, de ce? Am început un Q&A okay. Și m-am speriat când am văzut cât de mult de muncă la editare. Deci m-am speriat. Deci vedeți, și nici măcar nu l-am editat eu. L-a editat un prieten care are, nu știu, 40 de ani. Un expert în editare. Bă! Omul cu așa ceva se ocupă, face zic eu procesul de... dacă vrei. Unul la mână, știi ce proces e? Hai, uite un Q&A simplu. Unul la mână. Tu trebuie să te filmezi, da? Îi produci filmarea brută. Tu citești comentariile de pe un telefon, da? Da, așa am făcut. Cel mai basic. Deci, zici așa, îi citești numele la băiat și zici întrebarea ca să fie întrebarea, da? Alex zice, de cât timp faci TikTok? Tu ca editor, tu trebuie să faci așa, ai filmarea brută, o bagi. Apoi îți trebuie toate pozele, screenshot-uri cu comentariile, să le afișezi pe ecran, că omul vrea să fie pe ecran acolo, dacă vrei, dacă nu poți să răspunzi pur și simplu. Dar Așa a fost, exact. Ia-le, pune-le exact, caută de cut-uri exact unde vorbești, unde pui întrebarea de la omul ăla, sincronizează acolo. Dă-i resize, adu la aceeași, gen aceeași mărime toate, să nu fie una mai mare, una mai mică. Bâlbele, scoate-i bâlbele, scoate pauzele din vorbire, sunt mult, 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 mult de muncă. Și apoi corecția de culoare, da, unde faci lucru iar să apară bine. Apoi corecția sunetului, că poate vorbești și cum vorbești tu acum, de exemplu, am fost pe fundal, eu vreau să-l scot, nu vreau să-l las așa. Băi, sunt extrem de multe, extrem, extrem de multe. Și oamenii vin și zic, mă, te, dracu, ai făcut clipul ăsta. Nici măcar nu-ți dau like-ul ăsta, nu se uită, știi? Păi la mine a durat o săptămână editarea, mă, bat piciorile. Păi vezi,
Vezi, poți să te uiți la el să vezi, dar mi se pare că și... Păi vezi, oricum o să lăsăm canalul, o să lăsăm canalul aici în descriere, Bă, am o problemă cu descriere. Bă, da, descriere, în descrierea acestui, acestui podcast. Și o să lăsăm acolo canalul și oamenii care vor să se aboneze la tine, să abonează. Nu le zic eu pentru că nu te ajută, bro. Te ajută doar dacă omul e curios. Dacă omul te place, atunci vii. Nu, eu nu cred în promovări. Crezi în promovări? No, iar altă chestie care se face, dar am vorbit mai devreme de oamenii ăia. Mamă, bă, mâncați ești luat, cred că clipuri peste clipuri. Fac și o promovare la cutare. Fac și o promovare la cutare. Nu merge nimeni cu aia. Păi dacă mi-a făcut unul pe Instagram cu 80.000 de follower, aveți respectivul activ. Activ ăia 80.000 și mi-au venit 10 persoane. Mamă, n-am, vezi? Nu funcționează. Eu involuntar am făcut promovare la unul. Am dat unul pe Mega și l-am pus pe TikTok, mi s-a părut amuzant. Am făcut eu 12.000 de like-uri, omărs 1.000 de persoane, omăr la el. Eu dau follow, 1.000 de persoane, eu dau follow. Frumos, frumos. Dar au fost involuntar. Deci nu mi-am dat. Lumea a fost curioasă de băiatul respectiv. Bun. Eu nu m-am făcut, i-am pus profilul, Ce planuri ai, am plecat pe oră, ce planuri ai pentru viața ta pe următorul an? Mai deep așa. Bă, eu sunt ca și pe TikTok și ca pe YouTube, bă, de lăsător. Bă, eu nu aflu niciun plan. Poate că de asta o să rămân un ratat în viață. Și am zis de foarte multe ori, nu-mi plâng de milă nimic. Asta e părerea mea despre mine și mi-o țin. N-am niciun plan. Mi-e frică să risc. Adică am același loc de muncă de 2 ani de zile. Nu progresez în bani, să am o funcție sau ceva. Și stau aici pentru că îmi merge bine din punct de vedere că stau. Adică nu lucru. Multă lume știe de pe TikTok că eu am filmări de la muncă. Uh-huh. Ce dracu poate face filmări la muncă? La muncă ce se muncește, logic. Da. Și la mine e și nasol că tot am vrut să vorbesc despre chestia asta, dar s-a făcut 11.000 de videoclipuri mai rost cu jocul de noroc, care am avut o problemă extraordinară cu aia. Deci probleme în bănci, cămătari. De-aia am ajuns eu în țări străine. Eu n-am ajuns în țări străine de sărac ce am fost. Eu am ajuns de prost ce am fost. Că l-am ajuns să mărs bine România. Am ajuns să fost șef de schimb. Au avut oameni sub mână, știi? Dar m-am ajuns să am plecat în Germania de prost ce am fost. Că am făcut roșu-negru non-stop. M-am ajuns și-o pierdut iubita din cauza roșu-negru, știi? Bad, bro. Am și eu, și am fost în patima asta, crede-mă. Acum... Și nu poți să le zici. Da, nu o să te asculte, trebuie să fii sub pielea ta. Eu sincer, pentru oamenii care se uită la noi, eu nu am scăpat de ea. În schimb, pentru că mi-am dat seama că e extrem de greu, ca și cum te-ai lăsat de țigări. Poate că nu am ambiție, poate că și îmi place, dar am controlat-o, am început să o controlez. Am început să-mi investesc bani în altceva, să-mi dau seama că nu e bine de asta. Dar nu, de total nu. Tot mai scap 100-200 de lei acolo să mă joc, da, să-mi vărs nervii, să... Nu poate că e și un moment de relaxare, nu știu, acum nu vreau să caut lucruri bune sau alibiuri pentru treaba asta, dar deși știm că nu e bine. Nu e bine, nici măcar să încerc nu e bine, mă. Știi tot asta. Băi, poate o să facem episodul 2 la chestia asta, dacă ne permite timpul. Poate o să facem și episodul 2 și o să vorbim despre treaba asta în principal și poate mai oameni niște întrebări, așa că dacă mai aveți întrebări și dacă sunt destul de multe întrebări în rubrica de comentarii, o să facem și episodul 2. Dacă mai vrea și Marius să mai vină, că a zis Marius când... Păi era mai ok dacă era cu întrebări, că era să pună publicul întrebări. Mi-e foarte greu să vorbesc. Nu că mi-e greu să vorbesc liber, dar parcă când văd camera în față... Da. E, poate, o să facem un Q&A, da. Tu n-ai văzut cu aia pe Omegle? Da. Vorbeam cu aia, niciun stres nu era. Nu, deci dacă pun oamenii, uite, nu știu să zicem, zi o sumă de întrebări. 100 de întrebări. Poate să fie un spam de întrebări, vă rugăm să nu faceți. Și mi-a plăcut și când m-am dezvirginat și Și poate și facem un Q&A, și le editez eu, nu-i problemă, și îl facem cu Marius. Că îmi place. Și despre TikToker, dacă vreți, părerea despre TikToker, eu uitați. Dacă vreți scandal, eu îl caut. Dar vă zic, le zic părerea despre toți într-un mod frumos, bineînțeles, fără înjurii, fără înjurături, ok. O să supăr pe mult, dar... Dă-mi seama, părerea doare. Dacă îi supăr... Fiecare trăiește în bula lui și creează bula lui acolo. Eu am fost Conacuri, urmăriți-mă pe Instagram, dați subscribe aici și like. Bă, vreau să apreciați super mult seria asta, pentru că... vin și niște oameni și își iau din timpul lor, îmi iau și din timpul meu, bine, timpul meu lasă-l, Doamne iartă-mă, dar oamenii ăștia își iau din timpul lor. Eu trebuia să dorm la ora asta, da, omul ăsta să juca CSGO. Urmăriți-ne și pe Instagram, foarte important, o să apară sub noi.
Vă mulțumim pentru vizionare. Eu am fost Conacu, el a fost Marius. Un tip super mișto. Urmăriți-l și pe TikTok. O să apară TikTok-ul acolo în descriere. Vă pupăm, bye. Bye. Doamne ajută. Doamne ajută. Salut.